Deși este foarte greu că ne ajungem la ora aceasta, lumea noastră stă în această zi de dumerire și așteaptă să îi se spună, să îi se limpezească odată pentru totdeauna, că toată starea aceasta a epocii timpului este starea diabolească. De aceea trebuie să ne păzim cu tot din adinsul, pentru că este vorba despre atacarea vieții spirituale. Domnul, la ora aceasta, nu este vorba noi în țară, de pildă, să cedăm o parte din România. Am cedat Basarele, am dat Bucovia, am dat ce vrei, Dobrogea, în care e Latierul. De data aceasta nu mai este vorba de chestii teritorii sau avantaje financiare. Este vorba de împingerea unei națiuni de 20 de milioane de ortodoxi, împingerea în iad, în pierzarea spirituală. De aceea să fiți foarte atenți, dacă nu vi se spune în biserică, sunt plătiți, să știți, la ora aceasta, oameni să tacă. Și dumneavoastră, prin Duhul Sfânt, prin darea lui Dumnezeu, simțiți mult mai mult oaia decât stăpânul, decât ciobanul. Vor veni vremurile când veți fi vânduți de ciobani, de păstorii voștri. Vor vedea păstorii cum vă sfâșie în ocol fiara sălbatic și nu va veni să vă apere. Să știți că sunt vremurile acestea apocalipsice care le întâlnim și vor veni greve. Ia să vă păstrați sufletele, să vă dați cu Dumnezeu așa cum le-ați primit. Nu avem două suflete, ci avem unul și acel trebuie să-l păstrăm, să-l dăm așa cum l-am primit înainte de judecății lui Dumnezeu. Ispitile sunt mari. Având în sfârșit credința, convingere și planul pe care trebuie să mergem noi, avem să-l dăm. De aceea, în sfârșit, va veni vremea când Satana se va încorona la Ierusalim de către patriarh, de către arhierei și preoți. Să nu vă temeți din lucrul acesta, pentru că lucrurile să se împlinească. Va fi încoronat de Satana, să nu cumva să vă mișorați în credința dumneavoastră, dacă nu vi se spune în fața altarului ceea ce trebuie să vă se spună. Sunt vremuri foarte grele. Păstorul poate să te vândă, poate să te trădeze, poate să te dea fiară sau vasă. Dar tu trebuie să mergi pe calea părinților și botezul care l-ai primit și l-ai moștenit de la bunici și strămoșii tăi. Să nu va fi nimic nou în viață. S-au învârtit în sfârșit toate valorile acestea la ora actuală. Nu știu, minciuna domnește peste tot. Este în sfârșit totul pământ. Și iar să fiți în sfârșit dumneavoastră, rugați-vă, pentru că numai pe rugăciune vom putea avea harul Dumnezeu și lumina pe care trebuie să mergem noi. Nimic altceva nu ne mai scoate decât numai Sfânta Rugăciune. Este postul acesta mare, atât să ne găsim în mijlocul postului, cu semnul Sfintei Cruce, minutul ei, simbolul biruinței și ale ranului nostru pe crucea lui Hristos, care s-a răsfântit. Este drumul care se meargă creștinii noștri astăzi. Drumul acesta nu este ușor. Întotdeauna a fost barcocorit, a fost judecat, a fost maltratat, a fost trădat, a fost răstignit, a fost îngropat, s-a înviat. Acesta este drumul creștinului pe care se merge noi. Domnul creștinism nu e muzică ușoară. Nici mașini, nici lux, nici mare, nici sănătăță de unde îmbătine. Nu. Viața creștină este greutate și povară, cruce, spin, veni, cap. Așa se pregătește creștinul pentru înviere. La înviere nu mergi numai, hai, faci un roș, pas, coționat, mergi la biserică, cântă părinții acolo, toți s-a înviat, hai acasă, dă-i drumul la miel. Nu, la miel.
ca să mănânci mielul așa la pascal, trebuie să treci și să te îmboală, trebuie să te îmboală. Chiar vouă roșu care sacrificăm noi, ciocnim acolo. Acolo este sângele și suferințele Domnului Iisus. Asta începuim noi creștinii de astăzi. A venit vremea când adevăr să dăm și noi. Hristos a dat pentru noi, acum trebuie să dăm și noi picătura de sânge a dorilor. Nu trebuie ne spământăm că vine sfârșitul. Hai, vine sfârșitul. Dacă am murit noi, am murit ca să fie lumea. Dar cum ne găsești acest sfârșit? Asta este important. Cum ne întâmpineam noi din pregătirile noastre? Că sfârșitul slavă Domnului, că noi, vedeți, templul Solomon nu s-a asistit, evangelizarea popoarei nu s-a făcut, războiul ăsta care o să vină încă nu a venit, dar oricum este venit așa pe care le putem noi. Criza aceasta care o numim așa criză, care nu este altceva decât judecata lui Dumnezeu, este judecata faptelor noastre. Criza asta egal. Deci au venit și ușă vremea acestea sărăcitului. Încheia un film american, Chip egal sclav. Asta înseamnă. Chip înseamnă sclav. Tu nu mai trebuie, nu mai ești al tău. Ești robul celui care te conduce. Și nu nimic în sfârșit altceva nu ne scăpează. Noi, de cât am spus, până această trezire a noastră, trezirea sufletească, trezirea care trebuie să ne apuneam în Dumnezeu. Dumnezeu să vă călătorească, bine, sănătate!